Aproape 300 de cetățeni din județul Hunedoara vor să ajungă primari. Mai exact, 298 de hunedoreni își doresc să fie în fruntea celor 69 de unități administrativ-teritoriale din județ. Unele localități vor fi conduse cu certitudine de alte persoane, iar într-o comună va rămâne același primar. 53 de hunedoreni își doresc să fie primari în cele 7 municipii ale județului. În ceea ce privește orașele din județ, tot în număr de 7, sunt 38 de doritori de a le conduce. În ceea ce privește comunele, număr de 55, sunt 207 pretendenți pentru aceste posturi de primar. La municipii, cel mai mare număr de candidați, 13, s-a înregistrat la DEVA. La orașe, sunt 9 doritori de a conduce Călanul. Iar în ceea ce privește comunele, la Brănișca și Sfântă Maria Orlea, sunt 8 candidați pentru funcția de primar. Ce putem spune cu certitudine este că în comuna Bătrâna va fi același primar, deoarece este singurul candidat. În schimb, cunoaștem că în 4 localități vor fi primari noi, actualii primari din Bănița, Ghelari, Hațe și Vulcan, nemai candidând la această funcție. De asemenea, va fi o conducere nouă și la instituția din spatele meu, Consiliul Județean Hunedoara, deoarece actuala conducere nu mai candidează. Este interesant de menționat faptul că față de alegerile precedente, 7 primari și-au schimbat opțiunile politice, dar și că pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara candidează 9 persoane.